Tribunalul Mureș a prelungit măsura arestului preventiv pentru încă 30 de zile în cazul socrilor fostului primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș. Socrii acestuia sunt acuzați de procurorii DNA că ar fi încercat să ofere o sumă de bani mamei judecătoarei care îl cerceta pe fostul Edil, totul cu scopul de a influența o decizie favorabilă în dosarul de corupție care îl viza. Decizia privind prelungirea arestului preventiv poate fi atacată cu contestație în 48 de ore de la comunicare pentru inculpați și pentru procurori. Reamintim că procurorii din cadrul direct Naționale Anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de cei doi pentru dare de mită și complicitate la dare de mită. Soacra lui Cherecheș a fost prinsă în flagrant în timp ce îi dădea mită 50.000 de euro mamei unei judecătoare de la Curtea de Apel Cluj, care ar fi urmat să pronunțe decizia definitivă în dosarul de corupție în care, în prima instanță, Cherecheș a fost condamnat la 5 ani de închisoare. Cei doi inculpați au fost reținuți de procurori în 9 noiembrie, iar Tribunalul Mureș ca instanță de fond, iar apoi Curtea de Apel Târgu Mureș au dispus arestarea preventivă a celor doi inculpați pentru 30 de zile.